Poliția municipiului Târgoviște, împreună cu mascați, în baza autorizațiilor de percheziție emise de judecătoria municipiului Târgoviște, a efectuat percheziții domiciliare la doi bărbați cu vârsta cuprinsă între 34 de ani și 41 de ani, ambii din municipiul Târgoviște, ocazie care au fost identificate și judecate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri, aparatură electronică, laptopuri, bunuri consumabile. În sarcina bărbatului de 34 de ani s-a reținut comiterea a 6 fapte de furt, respectiv 5 furturi din locuință și un furt din autovehicul, fapte săvârșite în perioada iunie-septembrie anului curent. Bunurile fiind aparatură electronică, bunuri consumabile, telefoane mobile, diferite sume de bani. Totodată, polițiștii au probat și activitatea infracțională a unui alt bărbat de 36 de ani, tot din municipiul Târgoviște, care împreună cu bărbatul de 41 de ani sunt suspecți de comiterea unui furt din locuință de pe raza municipiului Târgoviște. Cei trei suspecți au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore pe bază de ordonanță de reținere, urmând a fi prezentanți instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.